vă întreb, cum vi se pare podul? Foarte vechi și foarte periculos. În ultimul timp s-a deteriorat foarte tare. Da. Și este periculos. Și pentru pietoni nu au cum să treacă și pentru mașini. Trebuie să merg la încărcat chiar aici după pod și l-am pe un stric. Trebuie să mă duc pe la Siret sau pe un Suceava. Trebuie să ocolesc, nu? Da, dar nu pune nici măcar un indicator înainte de a face stânga, măcar să pui și interzis 7 toni. Nicăieri, până aici la pod. Aici la pod mă trezesc 7 toni jumătate. Pe unde să dau cu spatele, nu este nici măcar unii să întorc. Sunt restricții de viteză și de tonaj tocmai din cauza că nu era abilitat de 90 de ani, de când a fost construit. Au timp. Vreau să mă întreb, sunt camioane care trec pe aici? Mai trec. Nu prea țin cont de restricția de 7,5. Asta este, depinde, da. Da, pot trec. Dar e periculos podul? Da, știu. Dacă au restricția pusă, cred că da.